Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Tainele Înțelepciunii. Așa cum v-am învățat de fiecare dată, la ora 17:30, pe postul sufletului tău, pe postul 6TV. În primul și în primul rând, eu, Victor Bratu și toată redacția și toată echipa 6TV vă urăm din nou un sincer la mulți ani pentru toți românii aflați pretutindeni, având în vedere că tocmai a fost Ziua Națională ieri. Și să ne bucurăm de fiecare moment în această țară sau reprezentând această țară peste hotare. Astăzi o să discutăm toată emisiunea despre Luna Șobolanului de Pământ, ea în care va începe practic pe data de 7 decembrie la ora 18:42. Însă, vom explica și care sunt zilele acelea foarte bune pentru a cere căsătorie pe cineva, pentru a semna un contract sau pentru a vă muta. Pentru că încă mai există oameni care doresc să facă acest lucru în perioada imediat următoare. De asemenea, care este vibrația acestei luni și cam cum se comportă fiecare zodie în parte, în funcție de zodia anului în care v-ați născut dumneavoastră, la ce trebuie să fiți atenți și care ar fi principalele probleme la care ar trebui să acordați ceva mai mult timp pentru a le rezolva, pentru a scăpa mult mai ușor de orice fel de obstacol care apare în drumul dumneavoastră din viață. Cu alte cuvinte, vorbim despre Luna Șobolanului de Pământ, adică perioada 7 decembrie 2015 până anul viitor, pe 6 ianuarie 2016. Și avem exact aceste date și o să vedem acum în prima imagine care ar fi momentul de naștere al acestei luni. Așa cum vedeți, avem 7 decembrie 2015, ora 18:42, prima secundă din această lună. Dacă ne uităm la imagine, vedem că este nașterea într-o zi de foc in, care la fel se află deasupra unui alt simbol de foc in, șarpele. Cu alte cuvinte, inițial ne gândim că ar exista foarte mult element foc. Însă acest lucru nu poate fi mai fals, deoarece este într-o lună de apă Yang, vedeți acolo scrie Rat, adică șobolanul, este luna șobolanului, după cum spuneam. Cu alte cuvinte, apă Yang. Apă Yang, un ocean care stinge o flacără. Cu alte cuvinte, acest foc nu este foarte puternic. Este un foc slăbit. Dacă ne uităm ca și elemente, vedem că apare elementul de bunăstare, nu atât de bine reprezentat, mai ales copiii o să aibă parte de bunăstare, de a avea și a întrepeti, a realiza mai multe lucruri, mai multe proiecte pe care ei și le-au dorit sau pe care ei de-abia acum încep să le producă. Cu alte cuvinte, tineretul este mai bine reprezentat în această perioadă. E adevărat, o să avem parte de bunăstare, o să avem parte de prosperitate, dar nu o să o afișăm. Iar acest lucru, într-un fel, este bun. Resursele le vom obține din exterior și mai ales de la oamenii ceva mai în vârstă decât noi, care ne pot da sfaturi și e bine să-i consultăm în toate problemele noastre de zi cu zi. Părinții, pe de altă parte, vor avea tendința de a fi un pic cam cicălitori, un pic cam prea prezenți în viețile noastre și pot crea diferite tensiuni. Nu uităm că acest an, până la urmă, este un an al certurilor și a discordanței. Cu alte cuvinte, fiți foarte diplomați, mai ales atunci când vine vorba de masa de Crăciun sau masa de Revelion sau orice altă întâlnire pe care o mai aveți dumneavoastră în perioada imediat următoare. Bun, cu alte cuvinte, acest focin se simte controlat, se simte înăbușit de forțele care se află în jurul lui, mai ales forțele exterioare. Cu alte cuvinte, trebuie să fim foarte atenți la influența exterioară, adică prieteni, cunoștințe, deoarece aceștia s-ar putea să ne dea sfaturile cele mai bune, mai ales atunci când vine vorba de evenimente din viață, de luat decizii sau de a vedea în ce să investim. Ca și industrii sau ca și activități economice care ar trebui să meargă ceva mai bine în următoarea perioadă, avem tot ce ține de media, multimedia, film, cinema, inclusiv televiziune, de asemenea artele și tot ce înseamnă handmade, electronica, electrotehnica și restaurantele, dar și scriitorii, profesorii, tot ce ține de vânzare de mobilă, medicina și tot ce înseamnă vânzări de confecții și textile. Din punct de vedere al sănătății, ar trebui să fim foarte atenți la două sentimente destul de pregnante în următoarea perioadă, frica și grija, deoarece acestea se vor manifesta ceva mai puternic. De asemenea, atenție foarte mare la sistemul renal, sistemul reproductiv, sistemul digestiv, deoarece aceștia vor fi ceva
vor avea mai mult de suferit, mai ales la sistemul digestiv, după o perioadă de post, dacă a ținut. Trecând repede la niște mâncăruri ceva mai grase, s-ar putea să creeze mici probleme, ca de fiecare dată, în fiecare an, dar și cu rinichii. Nu uitați să vă hidratați exact cât trebuie și cum trebuie. Nu uităm nici de igiena dentară, pentru că și aceasta este foarte importantă, dar și mare atenție la nervi. Stresul poate crea destul de multe probleme, precum zona zostă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ar fi ideal să și ne dozăm momentele acestea de recreere. Momentele în care să stăm, să ne revenim din punct de vedere și energetic, dar și chiar al orelor de somn. Să nu uitați că ar trebui să dormim minim 6 ore pe zi. Bine, fiecare are un anumit dozaj în funcție de cum s-a obișnuit și de comportamentul activităților zilnice. Dar cam acestea ar fi ideile principale pe care le putem desprinde așa la o primă vedere din harta aceasta. Ele sunt mult mai multe, dar cele care ne interesează pe noi cel mai mult în această secundă. Trecem la mistreț, pentru că știți că de fiecare dată noi luăm invers, pentru a vorbi destul de multe despre fiecare. Mistrețul, din păcate, primește steaua cu numărul 5, care vine deasupra lui în această lună. După cum știți, steaua cu numărul 5 este steaua ghinioanelor, catastrofelor, problemelor în general. În concluzie, pagoda celor 5 elemente ar trebui să fie plasată în partea de nord-vest a casei, deoarece aceasta nu afectează numai pe cei care au dormitorul, ușa sau biroul la care lucrează aici, dar și pe patriarhul casei, adică tatăl, cel care conduce familia sau casa, sau, dacă sunt mai multe familii, cel care are venitul cel mai mare. Într-o casă, mă refer. Bun. Aceștia ar trebui să fie foarte atenți, să nu ia decizii importante, mai ales să nu riște din punct de vedere financiar sau în carieră. Cu alte cuvinte, nu cumpărați nimic valoros mare sau să nu faceți împrumuturi în această perioadă, mai ales că este tentant fiind perioada cadourilor. La muncă aveți grijă cu cine vorbiți, cu cine comunicați. Și cam această idee se va regăsi la mai multe zodii. Deoarece prietenii dumneavoastră s-ar putea să se transforme rapid în dușmani sau oportuniști, care văd că v-a mers destul de bine în ultima perioadă, că s-au legat lucrurile pentru dumneavoastră și atunci încearcă să vă pună bețe în roate. Mă lăsați pe alții să strălucească în următoarea perioadă. E adevărat, asta nu înseamnă că trebuie să vă lăsați călcați în picioare, dar este foarte important să manageriați un pic această invidie de la locul de muncă. Dacă totuși o simțiți mult prea puternică, puteți plasa pe descul dumneavoastră, pe birou, un cocoș care vă va ajuta să treceți peste aceste mici probleme. Dacă doriți să schimbați jobul dumneavoastră sau să angajați o firmă sau o echipă nouă, ar fi mai bine să mai așteptați un pic, eventual după perioada de 6-7 ianuarie, când vom intra în luna bivolului, care ar fi ceva mai bună pentru dumneavoastră. De asemenea, comunicarea este cheia cea mai importantă atunci când vine vorba de dumneavoastră în această perioadă. Deoarece dragostea nu este atât de bine aspectată pentru acești nativi. Cei care sunt căsătoriți ar trebui să vă apropiați mai mult de partener, să-i cereți ajutorul și suportul emoțional și fizic în anumite probleme pe care le puteți manifesta. De asemenea, cei care nu au pe nimeni, sunt singuri, trebuie să elimine mai întâi elementele care îi împiedică să aibă o relație. Nu se concentreze pentru a-și face o relație. Și acest lucru la fel vedem la mai multe zodii, care li se spune foarte clar, nu încercați să vă găsiți acum perechea potrivită, așteptați după 1 ianuarie, pentru că atunci aveți mai multe șanse, însă fiți mult mai puternic concentrați pe ceea ce nu a mers până acum. Analizați-vă toate relațiile de până acum și vedeți care au fost problemele, unde nu a mers cum trebuie. Și atunci puteți să vedeți ce ar trebui să schimbați la dumneavoastră, pentru că, surprinzător, nu tot timpul este vina partenerului, pot exista și probleme la dumneavoastră și pe acestea trebuie să le rezolvați pentru a atrage exact persoana de care aveți nevoie. Bun, trecem la câine. Următoarea zodie în roata noastră, care la fel este și el caracterizat, din păcate, de această stea 5.
Iar aceștia vor căuta protecția cam toată luna, se vor simți un pic hăituiți, nu vor înțelege, vor simți ca un fel de umbră în spatele lor care tot timpul urmărește. De aceea este și lor le este indicat să nu riște nimic, nici pe plan financiar, nici pe planul carierei, nici pe plan de sănătate. Și mai ales mare sunt de exclamare pentru iubitori de sporturi extreme și sunt născuți într-un an câine, nu realizați astfel de sporturi. E adevărat, încă de-abia a nis la munte, dar unii mai sunt după timi să meargă să se dea cu sania sau cu schiurile. Încercați să evitați, pentru cei care sunteți născuți în an de câine, evitați acest lucru pe cât posibil sau cu foarte multe precauții, precum genunchiere și alte obiecte care să vă protejeze ceva mai mult. De asemenea, nu riscați fără să gândiți, fără să regândiți și de 2 ori, 3 ori, 4 ori un lucru. Trebuie să fiți foarte atenți atunci când faceți un lucru, pentru că sau când luați o decizie, pentru că acestea vor afecta mai, pe o perioadă ceva mai lungă. Obstacole vor apărea în luna aceasta, din păcate, în ceea ce dumneavoastră vreți să faceți, dar în mare parte se manifestă din cauza colegilor de muncă care la fel și față de dumneavoastră vor fi ceva mai invidioși. Dar spre deosebire de mistres care s-ar putea să complacă un pic în această situație și se simtă controlat de această situație, dumneavoastră veți refuza această energie negativă și veți găsi de fapt determinarea, acea putere din interior care vă va face să întoarceți anumite evenimente negative, să le transformați în unele pozitive. Dar asta ține foarte mult de cât de puternici sunteți dumneavoastră în interior. Iar cei care sunt vor avea rezultate uimitoare. Ar fi bine să țineți o perioadă de post, nu neapărat post dacă nu sunteți creștini sau nu vreți să țineți sau nu puteți ține postul din motive de sănătate. Puteți face acest lucru să renunțați la anumite alimente care sunt ceva mai toxice, precum carnea de porc sau orice altceva, care știți că în mod normal n-ar trebui să consumați în mod deosebit și să aveți o perioadă de detoxifiere. Chiar din 2 în 2 luni ar trebui să faceți acest lucru începând de acum. De asemenea, mare grijă la problemele cu ficat, cei care știți deja că aveți acest lucru, căutați acele plante naturiste sau sfatul medicului, ce vă este mai la îndemână, să verificați această problemă, zona ficatului. Aveți grijă și nu vă încredeți chiar în tot ceea ce vi se spune din partea unor persoane care chiar ar putea să fie de mare încredere. S-ar putea să nu vă creeze cele mai bune condiții sau să vă dea cele mai bune sfaturi. De asemenea, pot să apară certuri la locul de muncă sau chiar și în casă. Din această cauză, este bine să cereți ajutorul prietenilor foarte apropiați în care puteți să aveți 100% încredere și care știți că nu ar avea de ce să vă invidieze sub niciun pretext. De aceea, din această cauză este și indicat pentru că toate problemele dumneavoastră, practic, de ele veți scăpa mult mai ușor cu ajutorul acestui prieten, acestui mentor. De ce nu? Trecem la cocoș, care are parte de ceva mai mult noroc în această lună, deși am fi putut spune că nu a avut un an extraordinar, a avut energia necesară, unii dintre ei, să treacă peste obstacolele care au apărut în față, iar ultimele luni nu au fost chiar atât de rele. E, uite că vine o nouă lună bună, caracterizată de steaua cu numărul 6, adică steaua norocului indirect. O energie pozitivă în care le dă și mai multă putere din cauza că energia metalului este asemănătoare cu a lor, cocoșul fiind tot de metal. Acest lucru dându-le mai multă forță. De asemenea, au din ce în ce mai multă încredere în forțele proprii și pot să realizeze mai multe proiecte care până atunci ar fi crezut că nu este de nasul lor sau nu au cum să realizeze acele lucruri. Apar anumite probleme pe parcurs, obstacole, care trebuie să rezolvate rapid. Dacă nu, vor fi dezamăgiți, iar starea de spirit va scădea, ceea ce nu va face nimic bun pentru nativul cocoș și de aici vor apărea micile probleme din această lună. Cu alte cuvinte, încercați să nu fiți dezamăgiți, să încercați să nu aveți așteptări de la persoanele din jurul dumneavoastră, deoarece de cele mai multe ori vă înșală. Și asta nu este acum, este o problemă generală a lumii, ne creăm așteptări față de oameni din jur și vedem foarte bine că nu se ridică la nivelul acestora. Și automat noi suferim. Cu alte cuvinte, încercați să fiți cât mai detașați de anumite probleme care sunt ceva mai delicate.
iar în cazul cocoșului acestea vor apărea în această lună. Este foarte bine să-și exprime opinia la servici, deoarece va găsi chiar persoane la care nu se aștepta din colectiv care să-i ajute și să-i susțină în ideea lor, deși s-ar putea să pară un pic ciudat la început. Cu alte cuvinte, este indicat ca el să socializeze și să intre în vorbă, cum se spune, cu diferiți oameni din sfera de muncă, din sfera de carieră. Deoarece aceștia le pot fi aliați viabili pe mai târziu, în anul care va urma. Studenții sau cei care învață sau dau examene au parte de foarte mult noroc și chiar s-ar putea să învețe lucruri importante pentru evoluția lor profesională. În dragoste, ar trebui să lasă un pic friul liber sentimentelor, să nu mai fie atât de bățoși, să încerce să fie ceva mai liber, sensibil și detașat emoțional față de partener. În schimb, cei care sunt singuri au mari șanse să înceapă o nouă relație, însă de scurtă durată. Ce este foarte important este ca ei să se bucure de această relație și să nu se gândească că va ține un anumit număr de zile sau de luni, să nu fim chiar atât de pesimiști, ci să se bucure de ea și să savureze fiecare moment, deoarece această relație este ca și când ar fi o piatră de trecere de la una către la una și mai bună, de lungă durată. Cam atât pentru cocoș. Trecem la maimuță. Maimuța care este caracterizată de steaua cu numărul 1. Poate ea și oaia sunt cele mai bine caracterizate luna asta, pentru că amândouă sunt influențate de steaua anuală 9 plus 1, steaua lunară a Victoriei, ne dă 10. Cu alte cuvinte, acea combinație de numere extraordinar de bune, benefice pentru acești nativi. Dar să începem mai întâi cu maimuța. Este o lună productivă în care pot apărea noi oportunități, noi posibilități de creștere. Energia se ridică ca și vibrație și apar numeroase beneficii de pe urma acestui lucru. Cu alte cuvinte, au mult mai multă energie, pot să facă mult mai multe lucruri și parcă au din nou chef de viață. Apar schimbări la fiecare dintre nativii maimuță. Fie că sunt vorba de schimbări mici, cum ar fi de look, de aspect, de gândire, cât și schimbări mari care se pot materializa în planul fizic. Schimbări de job, schimbări de locuință, de ce nu? Important este să se știe că este spre bine. Chiar poate să apară un nou partener. De asta discutăm atunci când dăm de sectorul de dragoste. Pot să apară promovări la locul de muncă, care pot fi destul de tentante unele, însă atunci când acceptați, fiți cu foarte mare băgare de seamă, pentru că pot apărea anumite lucruri pe care dumneavoastră trebuie să le faceți în plus, cu care nu sunteți de acord sau încă nu ați învățat despre ele. Luați-vă un răgaz de timp, eventual de o lună, două, pentru a învăța fiecare aspect al noului job, al noului post, și după aia acceptați sau începeți cu adevărat munca. Până atunci încercați să o scăldați un pic, plus că este această perioadă de sărbători care de obicei este liberă. Cu alte cuvinte, ar trebui să profitați un pic de o lună foarte bună în care să doriți, practic, să deveniți ceva mai mult, ceva mai bun pentru noul post care vi se va elibera. De asemenea, este un moment foarte bun de a visa, de a plonja și de a ne încrede într-un fel orb în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și mai ales de a dori de a avea mai mult, de a fi mai bine. Din ce cauză? Aceste dorințe au mari șanse să îndeplinească. De asemenea, pot apărea gelozii în prejurul dumneavoastră pentru că acest nativ va emana efectiv această energie a norocului în jurul lui, iar cei care nu prea au parte de acest lucru vor fi un pic geloși și vor încerca să fure din această energie. Cu alte cuvinte, încercați să vă și protejați și nu spuneți chiar cât de bine vă simțiți. Încercați să fiți ceva mai egoiști, să păstrați anumite sentimente și anumite stări de bine pentru dumneavoastră. Din punct de vedere al dragostei, este foarte bine să nu îmbuteliați emoțiile, sentimentele în interiorul dumneavoastră, ci să le exprimați. Indiferent cât de nebunești ar fi, indiferent cât de ciudat ar fi, este bine să faci acest lucru, pentru că atunci vă veți simți mult mai liber și mult mai puțin stresat, mai puțin presat de către anumite probleme interioare. Dacă nu
apar astfel. Dacă doriți să aveți o parte de nouă relație, acest lucru se poate întâmpla foarte ușor și chiar să fie una pe termen lung și una foarte, foarte bună. Cu alte cuvinte, această lună ar fi ceva mai bună din punct de vedere al dragostei pentru dumneavoastră decât luna precedentă, care nu a fost extraordinar de bună. Pe de altă parte, luați ca un fel de o perioadă de respiră, pentru că o să vină o perioadă și mai interesantă luna care urmează, luna ianuarie. Trecem la următorul nativ, nativul oaie, care și ea se bucură de către această combinație de 9 plus 1. Steaua Victoriei care vine deasupra acestui nativ, oaia, și îi va determina practic să se simtă la fel de bine, la fel de bucuroasă, am putea spune, și chiar extaziată de lucrurile care se întâmplă în jurul ei, mai ales că a avut două luni mai puțin bune. Oportunitățile față de care apar oportunități noi, față de care poate că inițial vă exprimați un fel de uimire sau chiar reținere. Trebuie să fiți destul de atente, pentru că dacă stați foarte mult în așteptare, s-ar putea să nu beneficiați de aceste noi oportunități, iar acestea se ducă mai departe și să nu se mai întoarcă. Cu alte cuvinte, dacă vedeți o șansă, cântăriți bine înainte de a lua o decizie și apoi puteți să mergeți mai departe pe drumul ales fără niciun fel de problemă. Este foarte important să țintiți un target destul de ridicat și să-l mențineți acolo. Din ce cauză? Pentru că la sfârșitul lunii și la sfârșitul anului, automat, calendaristii, chiar s-ar putea să vă atingeți ținta propusă inițial. Drumul este foarte clar și începeți să-l vedeți din ce în ce mai clar, ceea ce este un lucru foarte bun pentru dumneavoastră. Dar, de asemenea, puteți să riscați un pic și financiar, puteți investi în anumite lucruri sau în anumite obiecte care vă fac să vă simțiți bine, însă totul cu băgare de seamă. Încercați să nu fiți chiar atât de mână largă. De asemenea, o promovare este foarte posibilă, chiar dacă nu chiar în momentul acesta, ci s-ar putea să materializeze luna viitoare, în ianuarie sau chiar în februarie. Dar de acum începe să vi se... s-ar putea să primiți o veste, cum că se va elibera un post mai încolo și dumneavoastră ați fi candidatul ideal. Cei care învață au oportunitatea de a studia din ce în ce mai multe lucruri, care le vor fi de folos în perioada imediat următoare. De asemenea, este o lună bună pentru a vă logodi sau pentru a cere pe cineva în căsătorie. Cei care sunt deja căsătoriți o să reaprindă această scânteie de dragoste în interiorul lor, iar cei care sunt singuri, să nu se descurajeze, vor avea parte și ei de marea lor dragoste în perioada care va veni, chiar în decembrie, s-ar putea să înfiri pe o nouă idilă, o nouă relație interesantă, de lungă sau de scurtă durată, nu contează, este important să trăiți acest moment din plin. Trecem la cal, la următoarea zodie, care este poate foarte și încă o zodie fericită, alături de maimuță și de oaie. Din ce cauză? Calul este caracterizat de cifra 8, de steaua cu numărul 8, steaua bunăstării. Cu alte cuvinte, are parte de bucurie, are parte de abundență în această lună, însă trebuie să fie foarte atent, pentru că aceasta, atunci când nu este pe fază, s-ar putea să dispară, s-ar putea să-i se fure. Cu alte cuvinte, din punct de vedere al afacerii și carierii, nu trebuie să-și pună probleme, dar să nu comunice celor care nu trebuie ce vrea să-și facă el mai departe, cum vrea să se manifeste el mai departe. Politica de birou este cea care cam pune bețe în roate, prin intermediul bârfelor, a invidiei, și va da destul de multe bătăi de cap. Cu alte cuvinte, acceptați oportunitățile pe măsură ce vin și nu spuneți că o să avansați sau o să treceți la un alt nivel sau plan salarial. De asemenea, în interiorul dumneavoastră începe să manifeste ambiția de a fi mai bun, de a avea mai multe, lucruri care v-a cam lipsit în ultima perioadă. Ceea ce nu este un lucru foarte rău, deoarece acum, practic, o să aveți parte de un anumit avânt de a crește și a evolua
chiar din acest punct de vedere. Studenții sunt foarte bine aspectați, au parte de foarte mult noroc atunci când vine vorba de a învăța și pot să învețe cât mai multe lucruri și să le asimileze foarte ușor. Cei care sunt căsătoriți au un timp feric, dar foarte mare atenție la sentimente, să nu sufocați partenerul. Iar cei care sunt singuri au parte de această dorință de a-și găsi partenerul ideal și chiar s-ar putea să-l descopere într-un partener mai vechi care o să revină în viața lor actuală. Fiți curajoși și exprimați-vă dorințele și vor fi niște rezultate uimitoare. Deocamdată am ajuns la jumătatea zodiacului. Revenim după o scurtă pauză publicitară cu restul zodiilor, deci stați pe 6TV, urmează lucruri foarte interesante. Bine ați revenit, dragi prieteni și dragi telespectatori, la a doua parte a emisiunii Tainele Înțelepciunii. Astăzi discutăm despre vibrația lunii șobolanului de pământ, care va începe pe data de 7 decembrie și va ține până în ianuarie, în data de 6, când vom trece în următoarea lună, luna bivolului, și ne apropiem rapid de finalul acestui an de oaie de lemn in, intrând în din februarie într-un nou an acea a maimuței de foc. Dar până atunci timpul prezent este cel mai important și vedem cum ne simțim noi în luna decembrie, în această nouă lună chinezească, am putea spune, luna șobolanului de pământ, și noi am rămas la șarpe. Ei bine, șarpele este caracterizat de către steaua cu numărul 3, steaua problemelor care țin de comunicare, adică certuri și probleme legale, lucruri destul de grave care se pot manifesta în sfera lui de confort, am putea spune. Pot apărea confruntări cu oameni apropiați, stres din această cauză. Comunicarea lasă de dorit, iar nervii sunt destul de întinși și atunci șarpele nu se poate controla chiar de fiecare dată, el totuși fiind o persoană destul de diplomată, dar atunci când este călcat destul de rău pe coadă, s-ar putea să acționeze. Alocați mai mult timp relaxării, odihnei și întâlnirii cu prietenii, pentru că acesta este cheia de a rezolva toate problemele dumneavoastră din această lună. Mare atenție atunci când vine vorba de mesele cu familia, pentru că pot apărea probleme, mai ales că nu aveți chiar nervii cei mai relaxați din timpul anului. De asemenea, încercați să nu luați decizii pripite atunci când sunteți nervoși. De asemenea, pe de altă parte, anumite lucruri vor fi deranjate, care țin de echilibru, de către ieșirile dumneavoastră necontrolate de mânie. Cu alte cuvinte, șerpii vor fi cei mai predispuși la a sări la gâtul cuiva, iar metoda lor este nu a sări fizic, ci a se folosi de către cuvinte. Cu alte altfel spus, se vor folosi de anumite informații pe care le știu despre dumneavoastră să puncteze anumite lucruri care vă vor face să vă simțiți destul de neconfortabil. Iar acest lucru va deranja din ce în ce mai mult. Cu alte cuvinte, ca și nativ șerp, încercați să nu fiți atât de duri, atât de cinici, pentru că vă puteți distruge chiar anumite relații destul de trainice pe care v-ați chinuit cu mult trudă să le face, să le realizați, să le cimentați. De asemenea, lucrați singur pe cât posibil, deoarece atunci când lucrați în echipă s-ar putea să fiți și mai stresat și să reacționați și mai dur la oamenii din jurul dumneavoastră. Nu vă exprimați opinia asupra anumitor lucruri, deși știu că este foarte greu. Mergeți cu foarte mare grijă, mergeți pe vârful degetelor atunci când vine vorba de a manageria o anumită problemă, mai ales atunci când vine vorba de a comunica. Sunt foarte sensibili luna aceasta la ceea ce cred oamenii despre ei. Și acest lucru, din păcate, este o problemă. Deoarece fie vor încerca să pară mult mai drăgăstoși, mult mai blânzi, mult mai drăguți și atunci vor aștepta ca și ceilalți oameni să aibă o părere mult mai bună, dar aceștia s-ar putea să vadă această falsă modestie și să reacționeze ca atare, ceea ce va înfurea și mai rău pe nativii șerpi. Cu alte cuvinte, dacă aveți
în familie sau printre prieteni, astfel de nativi, încercați și dumneavoastră să-i manageriați un pic din punct de vedere al cum vă comportați dumneavoastră cu aceștia. De asemenea, studenții trebuie să fie atenți pentru că s-ar putea să certe cu profesorii lor, ceea ce le va crea foarte multe neajunsuri pe viitor. De asemenea, nu este o foarte bună perioadă pentru dragoste. Din ce cauză? Evident, ceartă cu partenerul, dacă atunci când sunt căsătoriți sau sunt într-o relație. Trebuie să fie foarte atenți să nu se enerveze pe evoluția lentă a partenerului. Așa cum Calo a avut acum câteva luni această problemă și i s-a recomandat să fie foarte atent la acest lucru, acum este rândul șerpilor. Încercați să nu vă enervați la fiecare pas greșit pe care îl face partenerul dumneavoastră, mai ales că nu s-ar putea să nu fie vina lui. El chiar se miște într-un ritm normal, dar dumneavoastră să vreți totul acum, în secunda asta, eventual ieri, ceea ce va crea foarte mari presiuni pe respectivul partener. De asemenea, cei care sunteți singuri, ar fi bine să rămâneți așa în următoarea perioadă, deoarece dacă se aprinde o flacără, s-ar putea să nu fie una de foarte mare durată, în mare parte din cauza că sunteți foarte, foarte stresați, foarte obosiți, iar nervii dumneavoastră, repet, sunt destul de întinși și s-ar putea să pleznească destul de repede. Totuși, vă puteți păstra calmul, mai ales dacă purtați culoarea roșie, pentru că știți, roșu reprezintă focul, iar această stea 3 reprezintă lemnul, iar roșu distruge lemnul. Cu alte cuvinte, distrugeți această energie negativă. E adevărat, s-ar putea să vă creeze mai multe probleme de sănătate, pentru că focul respectiv creează pământ mai departe, dar totuși comunicarea este destul de problematică în următoarea perioadă, deci fiți cu mare băgare de seamă. Următoarea zodie este dragonul. Dragonul, care este și el caracterizat de steaua cu numărul 3. Iar din păcate această stea va acționa și mai puternic față de șerpi. Din ce cauză? La șerpi era vorba de următorul lucru. Steaua cu numărul 3 este de lemn. Șarpul este de foc, el se hrănește cu acest lemn și devine mai puternic. Cu alte cuvinte, se va aprinde mai mult. Însă, aceste probleme de comunicare îl va determina pe dragon să piardă anumite oportunități. Din ce cauză? Este foarte ușor. Lemnul controlează pământul, element care este specific dragonului. Cu alte cuvinte, pot să apară probleme în această sferă. De asemenea, ar trebui să încerce să nu mai vorbească în contradictoriu dragonii cu persoanele din jurul lor, deoarece pot apărea mai multe probleme și din ce în ce mai grave. Este bine ca acest lucru să nu se întâmple cu șefii dumneavoastră sau, dacă este șef, cu subalternii dumneavoastră, pentru că atunci, mai ales că este perioada sărbătorilor în care toată lumea ar trebui să fie ceva mai blândă, mai bună, s-ar putea să apară probleme la locul de muncă. De asemenea, oricum sunt ei cunoscuți ca și persoanele care nu au cel mai mare tact atunci când vine vorba de a-și exprima opinia. Acest lucru s-ar putea să se întâmple mult mai des în luna care urmează. Luna șopurilor anului de pământ, adică de pe 7 decembrie, trebuie să fie foarte atenți cum dacă vor să-și exprime opinia, cum o fac. Pentru că s-ar putea să o facă într-un mod defectuos, adică nu neapărat că vor fi supărați și vor răgni, ci mesajul nu va fi înțeles sau nu se va pune în aplicare, ceea ce va crea frustrări, care va duce la o mânie și mai profundă. De asemenea, dacă lucrează într-o echipă, s-ar putea să crească competiția în această zonă de muncă, de carieră, și ar trebui să gândească mai mult atunci când acționează, mai întâi gândim, după aceea acționăm, pentru a face toate lucrurile așa cum trebuie. Nu începeți proiecte noi în această perioadă, gândiți mai mult cum să consolidați sau să rezolvați vechile proiecte din viața dumneavoastră, pentru a atrage practic cu linia și a vedea rezultatul întregului an la sfârșit. Din punct de vedere al dragostei, păstrați mai multă liniște și pace în cuplu, nu acționați pe un fundament negativ, adică atunci când sunteți nervoși, încercați să vă ridicați să plecați decât să vă certați cu partenerul dumneavoastră, deoarece nu este un lucru foarte bun acest lucru și încercați să utilizați cât mai mult diplomația în următoarea perioadă din cauza că o să aveți nevoie. Cu alte cuvinte, și dumneavoastră, la fel ca și șarpele, este bine să purtați culoarea roșie pentru a distruge această energie negativă.
Trecem la următoarea zodie, la iepure. Iepurele, din păcate, este caracterizat de steaua cu numărul 2, steaua bolilor. Ei bine, acest lucru nu este un lucru extraordinar de bun, logic. Această stea practic amenință bunăstarea iepului și chiar norocul cu care el s-a obișnuit deja de ceva timp, fiind caracterizat de steaua cu numărul 1 din punct de vedere anual. Folosiți-vă de energia metalului, deși vă controlează pe dumneavoastră ca și energie, ar distruge energia pământului și ar crea mai multă energie apei, specifică stelei cu numărul 1. Deci, per total, ar trebui să fie ceva mai bine dacă purtați mai mult culoarea albă în următoarea perioadă sau accesorii metalice. De asemenea, încercați să mâncați corect, să vă odihniți cât mai mult, pentru că pot apărea probleme și din această cauză. Iar dacă aveți o răceală sau o gripă, mergeți cât mai repede la doctor sau la specialist și încercați să o tratați cât mai repede cu putință. Nu o lăsați de pe zi pe alta, pentru că pot crea mai multe complicații în viitor. De asemenea, nu exagerați cu activitățile fizice, pentru că pot apărea accidente, mai ales atunci când vine vorba de sport. Bătrânia trebuie să evite, mai ales bătrânii iepure, să evite pe cât posibil zona de est a casei. Dar mai ales dacă se află domitor acolo, ar trebui să gândească că pentru o lună ori să facă schimb cu cineva doar pe perioada somnului, ori să se mute într-o altă cameră. De asemenea, nu trebuie să fiți ocupați să faceți ceva tot timpul, dar nu prea. Adică, încercați să realizați lucruri, să vă țineți mintea ocupată, pentru că atunci nu o să vă gândiți că nu vă simțiți bine, că nu, totul nu merge bine și așa mai departe. Dar totuși aveți nevoie și de perioada de relaxare. Nu faceți excese, nici de muncă, dar nici de somn, de odihnă, pentru că acest lucru nu este deloc benefic pentru dumneavoastră. Dacă aveți totuși idei, nu vin idei, proiecte noi metode de a rezolva anumite lucruri, este foarte bine și le puteți scrie pe hârtie fără niciun fel de problemă. Numai că nu o să le materializați în decembrie, ci veți aștepta pentru luna viitoare, pentru luna ianuarie, când va veni o stea mult mai bună deasupra sectorului dumneavoastră și vă va ajuta să faceți mai multe, să realizați mai multe dintre proiectele dumneavoastră. De asemenea, comunicați cu colegii dumneavoastră sau cu prietenii dumneavoastră, deoarece aceștia vă pot ajuta. Vă pot fie lua din bagajul de muncă, din bagajul de sarcini, iar cunoștințele să vă ajute cu sfaturi, în mare parte, să treceți peste anumite obstacole. De asemenea, studenții nu ar trebui să se chinuie prea mult, nu ar trebui să stea până seara târziu să învețe, pentru că oboseala, își va spune cuvântul, mai repede decât în alte luni. În dragoste au mare parte de popularitate și ar trebui să înceapă o nouă relație, dacă nu au deja una stabilă, dar nu să o facă prematur sau să o facă doar de dragul că a apărut, hai să fiu și eu cu cineva de sărbători. Ar trebui să fie, deoarece nu va avea un viitor prea bun, ar trebui să fie totuși ceva mai atent atunci când își alege partenerul, dar acesta îl va ajuta să treacă peste mai multe dintre problemele lui actuale. Trecem la următoarea zodie, la zodia tigrului, care deasupra lui se creează o foarte mare masă de metal, steaua 6 anuală cu steaua 7 lunară. Steaua 7 care reprezintă furturi, accidente, mai ales furturi de idei. Cu foarte mult efort, metal care controlează lemnul, esența tigrului, mare atenție. Cu foarte mult efort, o să răzbiți peste această lună, de aceea nu este extraordinar de bună. Pot apărea accidente, mai ales cauzate de obiecte metalice ascuțite, mai ales dacă lucrați în bucătărie. De asemenea, stresul și oboseala își vor pune marca pe dumneavoastră în următoarea perioadă, așa că mare atenție atunci când vine vorba de relaxare și de acel moment din zi în care trebuie să vă gândiți la dumneavoastră. De asemenea, este foarte dificilă colaborarea și comunicarea colegii dumneavoastră, ceea ce vă pot crea destul de multe neajunsuri, mai ales atunci când vine vorba de probleme financiare. Au nevoie de prieteni pentru a fi susținuți, însă trebuie să fie foarte atenți atunci când vorbesc sau comunică cu aceștia, pentru că pot să, chiar și cei mai vechi prieteni, cei mai denădejde dintre aceștia pot să creeze probleme sau să trădeze chiar cauza tigrului.
Cu alte cuvinte, mare atenție cu cine vorbiți. Nu riscați financiar și nu încercați să cumpărați lucruri care vă sunt recomandate de către altcineva. Încercați să rezolvați toate acestea din perspectiva dumneavoastră și cum gândiți dumneavoastră să fie mai bine. De asemenea, studenții s-ar putea să aibă mici probleme de concentrare atunci când vine vorba de a învăța. Din această cauză pot fi frustrați și să renunțe chiar la facultate în pragul examenelor care vor veni în ianuarie. Dar acest lucru nu trebuie să se întâmple, trebuie să fie foarte bine conștienți că nu este o perioadă bună de a învăța sau de a memora, avea capacitatea aceasta de a asimila informația pe care eu o citesc, dar că va veni o perioadă mult mai bună din ianuarie. De asemenea, cei care au o familie deja formată s-ar putea să aibă o parte de certuri în acest domeniu. De asemenea, certuri care, dacă nu sunt rezolvate aceste probleme majore, se ducă către infidelitate, fie nativul, fie partenerul să înșele. Din această cauză este momentul ideal pentru a rezolva aceste probleme și de a nu le lăsa pe anul care vine. Bivolul. Bivolul este și el caracterizat, din păcate, ca și nativul tigru de steaua cu numărul 7 și este oarecum influențat ceva mai puternic. Din ce cauză? Odată este taisuiul care nu-l ajută, în a doua caz se creează această masă de metal deasupra lui care îl distruge ca și energie pentru că reprezintă pământul. Din această cauză, lucrurile par foarte complicate pentru acest nativ, fiind prea mult metal. Din această cauză poate fi caracterizat de furturi, pierderi, violențe, se manifeste el violent sau se manifeste cineva față de el și chiar înșelări din partea celor mai apropiați prieteni. Nivelul de energie este foarte scăzut, nu neapărat că de-abia se târie, dar nu are energie vitală atât de multă. S-ar putea să fie păcălit de către cineva din apropierea lui în ideea de a investi într-o anumită afacere din care se iasă în pierdere el și nu cunoștința. Încrederea în sine și în lume nu ar trebui să fie totuși afectată, dar va scădea destul de brusc într-o calitate alarmantă, am putea spune. Mintea ar trebui să fie cât mai deschisă și să accepte cât mai multe informații noi care să vină înspre el. Dar acest lucru poate fi destul de dificil, deoarece nu știe ce decizie să ia în viață, atât că la muncă, cât și în zona de muncă, în zona de work. De asemenea, relațiile amoroase vor fi testate, fie vor trece la un nivel mai înalt, mai bun, fie, din contră, vor cădea și vor avea loc despărțiri chiar înainte de Crăciun. Poți apară certuri și de acolo să duc la infidelitate și este mai bine pentru cei care nu au o relație stabilă deja formată să nu încerce să facă acest lucru, să nu neapărat să rămână singuri, dar să nu facă din acest lucru o prioritate. Deoarece nu o să aibă parte de atât de mult noroc încât să rezolve atât de multe probleme din viața lor și s-ar crea mult prea mult haos dacă ar veni o altă persoană. Trecem la ultima zodie, dar nu cea de pe urmă, șobolanul. Ei bine, șobolanul este unul fericit. În sfârșit, din nou, este considerat, alături de oaie și maimuță, una dintre cele mai frumoase zodii din această lună, de care chiar se poate bucura de frumusețea și magia sărbătorilor de iarnă. Din ce cauză? Steaua cu numărul 9 vine deasupra lor și luminează și crește vibrația stelei cu numărul 8 anuale, acea bunăstării și abundenței. Cu alte cuvinte, ei degajă efectiv din interior, emană energie și noroc, efectiv mai ales noroc la bani. Au o energie extraordinară, sunt mult mai vioi, sunt capabili de a realiza lucruri pe care nici nu le vine să cred că îl pot face. Pot avea parte de oportunități destul de importante, mai ales pe partea de business, de afaceri. De asemenea, ar fi bine să facă niște investiții atunci când vine vorba de casă, dar cu mare atenție. Ar trebui să vadă ce să aleagă, când să aleagă, cum să facă și nu să
iasă orbește simțindu-se foarte bine și zicând că gata, a terminat cu toate problemele de pe masă. În niciun caz acest lucru, ar trebui să fie foarte atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui și să acționeze ca atare. Cu alte cuvinte, trebuie să fie ceva mai chipzuit atunci când vine vorba de bani și cheltuirea lor. De asemenea, entuziasmul și norocul emană, cum am spus, din interiorul lor și determină și pe ceilalți să fie norocoși măcar pentru o perioadă destul de scurtă din luna decembrie. Din punct de vedere al studenților, este foarte bine, sunt foarte bine aspectați și pot să realizeze mai multe lucruri, mai ales pe timp de seară. Au nevoie de prieteni și de un ajutor din partea acestora, pentru că nu le este nici lor ușor totuși. Pot apărea probleme care fiecare dată. Iar ei, în continuare, se vor simți strânși sau strâmtorați să facă anumite lucruri care să-i aducă bani. Din această cauză, nu este, este minunat, dar nu este extraordinar de bine sau nu este perfect. Cu nimic nu este perfect în pacii, bață sau feng shui. De asemenea, este foarte bine să fie sociabil, să comunice cu cei din jurul lor, să iasă, să vadă cu oameni, pentru că aceștia îi vor ridica starea de spirit și vor avea parte și de mai multe oportunități. E adevărat să face un schimb, pentru că și prietenii acestora vor fi mult mai norocoși. Vor avea parte eventual de schimbări în viața lor și așa mai departe. Trecem la tipurile de zile din luna aceasta decembrie și o să fie așa foarte rapide una după cealaltă, așa că trebuie să fiți foarte atenți, aveți pixul în mână și să vedeți care ar fi principalele zile în care puteți să faceți diferite acțiuni. O să începem cu cererea în căsătorie sau logodirea, dacă se poate face acest lucru, mare atenție însă că suntem în post și o să vedeți acum și prima imagine. Din câte vă mai aduceți aminte, este era vorba de această dragoste extraordinară. Mai întâi, totuși, vreau să vă spun că este o lună în care, după cum spun, puteți să aveți parte de prosperitate și să vă utilizați de jad sau de acest simbol al banului, să-l aveți asupra dumneavoastră, eventual și cu un 8 sau cu un simbol al infinitului sau chiar și nodul acesta, acela mistic, să-l aveți în portofel luna aceasta pentru a aduce bunăstare, pentru că vor fi cheltuieli destul de mari de Crăciun și ne așteptăm ca toată lumea să încerce să ia cadourile cele mai bune. Asta așa ca și un sfat înainte să trecem la aceste zile destul de importante. Ne uităm la următoarea imagine, la cea care are legătură cu cererea în căsătorie sau cu logodna. Și zilele cele mai bune ar fi astăzi, ziua de 2, 6, 15, 19, 22, 30 și 31. Pentru a avea parte de o călătorie, de a merge undeva sau chiar de a pleca de sărbători, de a nu rămâne în țară sau de a merge la rude în provincie, ar trebui să începem acest lucru în data de 2, 4, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 27 și 30. Poate că datele de 22 și 30 vor fi cele mai utilizate pentru Crăciun, respectiv Revenion. Repet, în schimb aceste date trebuie să le coroborați cu ajutorul nostru, e adevărat, în funcție de vibrația dumneavoastră, de ce an sunteți născut, ca și maimuță și o bolană etică, dar și element personal. Din punct de vedere al deschiderii unei noi afaceri, unei noi idei, putem să utilizăm data de 4, 5, 16 și 27 pentru a ne întâlni cu prietenii, ori de a face o întâlnire acasă, ori de a merge undeva afară, într-un spațiu. Putem face acest lucru pe data de 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 27 și 28. Pentru a practica agricultura, poate mai greu în această lună, sau pentru a săpa în general, putem utiliza data de 2, 4, 5, 6, 18, 22, 25, 27, 30 și 31. Dacă trebuie să semnăm un contract, dacă trebuie să ne mutăm, mă scuzați,
am sărit eu puțin, ar trebui să alegem una din datele de 2, 4, 5, 6, 18, 22, 25, 27, 30 sau 31, pentru ca mutarea să fie cu bun augur. Dacă trebuie să semnăm un contract, aici fiind vorba de un nou job, un act adițional sau un împrumut la bancă, pentru că trebuie și acest lucru, dacă este nevoie și dacă este decizia corectă, zilele de 4, 5, 15, 16 și 27. Dacă trebuie să construim o casă, poate ceva mai greu, dar există oameni care nu trăiesc numai în România, care ne urmăresc și pot face acest lucru pentru că le este cald și este vorba de Australia. Avem datele de 2, 5, 15, 16, 18, 27, 28, 30 și 31. Dacă vreți să chemăm un specialist Feng Shui sau orice altceva care are legătură cu dezvoltarea personală și decorarea casei, putem folosi următoarele date de 2, 4, 5, 12, 13, 15, 18, 24, 25, 27, 28, 30 și 31. Cam atât am avut să vă spun. Am ajuns totuși la finalul emisiunii, exact la timp. Mă simt bine pentru acest lucru. Iar până săptămâna viitoare, vă urez din toată inima o săptămână ușoară, o săptămână liniștită, un weekend cât mai bine plăcut, mai ales că vine și Moș Nicolae în data de duminică. Iar pe pagina noastră de Facebook a emisiunii o să postăm vibrația zilei, pentru că n-am avut timp să o prezentăm astăzi, cu cât mai multe detalii posibile. Până data viitoare, ca de fiecare dată, eu, Bratu Vito și întreaga redacție 6TV, vă urăm să fiți mai buni, să fiți mai blânzi decât sunteți acum. Până data viitoare, vă urăm la revedere!